This reenactment shows the frustration. Această reconstruire ne arată frustrarea și furia care este frecventă în multe familii. Părinții chinezi din America găsesc o provocare comunicarea cu copiilor. Yang Ji s-a mutat în Statele Unite cu familia ei la vârsta de 13 ani. De atunci, relația ei cu părinții a devenit problematică. The family rules are very strict. Regulile de familie sunt foarte stricte. Tot ce fac cu succes este ceva normal. Dacă iau o notă mică, sunt pedepsită. Yang Ji a învățat cu greu să se supună regulilor și nu a înțeles comportamentul părinților ei față de ea. În tinerețe, tatăl meu a făcut parte din armată. M-a crescut în stil militaresc. În ciuda conflictului, Yang Ji a știut mereu că părinții ei o iubesc. Au încurajat-o să își găsească pasiunea. Treptat, a început să danseze și a petrecut mult timp în sala de dans și pe scenă. Cea mai mare motivație pentru mine ca să muncesc din greu a fost să ajung în clasa de avansați și să port cel mai frumos costum din școala de dans. Mai târziu, când am dansat pe scenă, m-au motivat florile, aplauzele lungi și părerea audienței. The big applauses, you know, and what audience say about us became really attractive to us. Viața a fost frumoasă și ea s-a îndrăgostit de Bo. Yang Ji s-a așteptat de la Bo să fie perfect, așa cum au procedat părinții ei față de ea. În scurt timp, totul s-a schimbat și relația lor s-a destrămat. Nu am comunicat între noi. Am fost supărați unul pe celălalt și am așteptat ca ea să fie cea care își cere iertare mai întâi. A fost dureros. Mariajul și viața lor de familie a fost pe punctul să se destrame. Fiica lor, Crystal, a fost traumatizată de certurile permanente. Sunt tristă și supărată în același timp. Nu cred că tatăl meu ar trebui să se comporte așa cu mama. În mijlocul problemelor și a nesiguranței, Yang Ji și Bo au început să meargă la serviciile bisericii chineze locale. Pastorul și celelalte cupluri le-au arătat cum să construiască o familie puternică și stabilă după voia lui Dumnezeu. Vin mereu oameni noi. Sunt mereu oameni care caută să aparțină unei comunități. Caută oameni cu care să se împrietenească. Pentru biserică este o oportunitate să le vestim Evanghelia, să le spunem cine este Iisus Hristos. Mulți dintre ei nu au făcut parte dintr-o biserică. Nu au deschis Biblia niciodată. Noi comunicăm cu ei și ajutăm să-L cunoască pe Iisus. În 2016, Statele Unite a acordat viză la 41.000 de cetățeni chinezi din China. Numărul bisericilor chinezești din SUA a crescut de la 1.200 în 2006 până la 1.600 în 2011. Unele biserici colaborează pentru a evangheliza în mod mai eficient tinerii chinezi. Are coming together to more effectively reach young Chinese. We're working with colaborăm cu oamenii din biserica noastră și din alte biserici. Sunt 4 biserici chinezești în zonă care colaborează pentru a evangheliza comunitatea noastră. Colaborăm și cu biserici locale americane. Facem parte din rețeaua locală de biserici care ne susține și ne face legătura cu alți lideri din alte biserici și lucrări. Colaborăm între noi pentru a evangheliza comunitatea chineză și ne prezentăm Evanghelia. În mod treptat, Yang Ji și soțul ei și-au găsit scopul în calitate de cuplu și mariajul lor a fost salvat. Rugăciunea este aerul pe care îl inspiri în fiecare zi, iar citirea și studierea Bibliei este mâncarea zilnică. Crystal a fost fericită că Iisus a restaurat mariajul părinților ei și a adus pacea în familie și o semnificație deosebită pentru ea. Domnul, slava și mulțumirea! And thankfulness. În prezent, Iisus ne-a schimbat pe toți. Trebuie să-L urmăm pe Domnul cu loialitate și să continuăm să-L slujim. Am fost pierduți, dar acum aparținem aceluiași Tată. CBN News.